Rodomoraru, tu și echipa ta ați anunțat că pentru prima dată în mass media din România faceți subscripție publică pentru a susține un financiar, un post de televiziune, Nașul TV. Ați pus în vânzare 20.000 de acțiuni, reprezentând, din câte am înțeles, 20% din capitalul social. Cine are restul? Cele 80% din acțiuni sunt deținute de către mine, de către producătorii mei, doi la număr, Cătălin Chirilă și Adrian Bucă, și de către o companie al cărei control este tot la mine, este vorba de Fire Breaking News. Eu dețin 51 și un pic la sută din acțiuni, iar colegii mei celelalte procente. 51 din totalul de 100% sau din cei 80%? Nu, 100% al Fire Breaking News. Am înțeles. Practic, cele patru entități sunt membrii fondatori în acest ESA. Iar alături de acești membri fondatori, în momentul în care se va termina subscripția publică pe 30 martie 2012, când banii ajung și ultima zi în, pentru contul colector, abia după aceea se va constitui societatea din toți acționarii care au subscris, persoane fizice, persoane juridice, că sunt români de aici sau din străinătate, că sunt firme străine de aici sau din străinătate, sau că sunt străini care locuiesc în România sau în străinătate. Avem foarte mulți greci, italieni care s-au adaptat aici și care vor să fie acționari, cumpărând chiar și o acțiune. Deci toți aceștia vor forma ESA-ul. ESA-ul atunci se va constitui, adică societatea pe acțiuni pe care noi am numit-o Nașul, Prietenii de Pretutindeni și Asociații. Și atunci, după data de 30, cei deținătorii celor 20.000 de acțiuni, cât vor deține din 20% din postul de televiziune. Iar restul de 80%, de ce? Ca să înțeleagă oamenii de ce am ținut acest control. Toți fanii noștri care au avut ideea aceasta, eu aveam ideea unei subscripții publice, dar n-aș fi avut niciodată curaj în România, știind bine că au fost atâția țepari pe piață încât n-aș fi vrut nici măcar să mă gândesc la ideea asta și să o exprim public, dar fanii au zis, dom'le, punem noi bani. Pentru că banii noștri sunt curați, cinstiți, impozitați, taxați, punem noi. Și inițial eu am vrut să facă o donație. Fiecare dați un leu pentru Ateneu. Și am zis, hai să nu facem donație, hai să facem totuși pe principiile unui capitalism civilizat. Da? Am studiat legile, am vorbit cu avocații și apoi am luat întreg procesul la parcurs. Ori i-au cerut de la bun început ca eu să dețin controlul editorial. Eu ne-am explicat că, în general, de când fac eu presă și televiziune, am deținut controlul editorial, însă anumite lucruri s-au frânt când s-a tăiat accesul la finanțe. Ori era foarte important să dețin și controlul financiar, pentru că degeaba e control editorial dacă finanțatorul care are majoritatea se hotărăște să nu mai pună bani. Iată că am avut un asemenea caz când un mare grup, cel mai mare grup de comunicații din Europa Centrală, e vorba de RCSRD, s-a hotărât peste noapte să nu mai pună bani în 10 TV-uri. În momentul ăla s-a blocat totul. Și am păstrat acest număr mare de acțiuni, vorbind multe seri cu avocații mei, am înțeles tot felul de mecanisme, de capcane în care poți să pici și ne-am dat seama că o să avem nevoie de o finanțare pe minim 3-4 ani. Ori asta ce înseamnă? Să nu depinzi de niciun ban, chiar din publicitate, să nu fii dependent de banii din publicitate. Deci noi cam 3-4 ani, teoretic, dacă lucrurile merg bine, așa cum am prevăzut, nu vom avea nevoie de bani din publicitatea clasică. Dacă vor veni, aceștia se vor încadra la plus. Eu peste un an sau un an și jumătate din cele 80% procente pe care le dețin împreună cu echipa mea vom scoate la vânzare acțiuni cu siguranță la altă valoare, mai mare decât cea de 100 și un pic de euro cât e astăzi, tocmai pentru a refinanța televiziunea dacă o să fie nevoie. Și eu cred că va fi nevoie. Dar nu vom ajunge sub 51%. Întotdeauna vom păstra 51% în orice situație. Ai spus în întâlnirea online că îi mogulizezi pe români, pe fanii. Da, noi avem o glumă între noi. Cine a reușit vântul, Patriciu, Voiculescu, iată că am reușit. Cum noi i-am mobilizat pe români. Cum se poate simți mogul la Nașul TV un cetățean care are o singură acțiune sau doar o mică parte sau 20%?
Să știi că ei se simt moguli și îți spun câteva exemple. Ce îl face mogul pe acela? Nu cum se simte, dar ce îl face pe el mogul de spui că, dincolo de declarația, fraza checii? Fraza tot de la ei vine. Deci primii acționari au fost fanii noștri. Noi am realizat, am creat acest blog www.nasu.tv în octombrie și de atunci s-au strâns câteva mii de fani, de vizitatori care sunt alături de noi și eu au propus, practic, acest proiect. Ori ei au fost primii care au subscris în primele minute, ore ale lansării acestei subscripții. Gândește-te că era într-o vineri după amiaza când s-a lansat subscripția. Au fost acolo și apoi pe blog așa se salutau. Domnule Mogul, domnișoară Mogul, sigur cu umorul respectiv, că avem un public educat și inteligent care știe dincolo să facă... de asta, cu ce se aleg, altfel spus? Păi nu, ei se aleg în primul rând cu satisfacția faptului că susțin un proiect inedit. Da? E o solidaritate pe care eu o manifest în felul acesta și eu le-am spus, noi avem nevoie de voi să fiți solidari cu noi. Deci o acțiune cumpărată înseamnă în primul rând un gest de solidaritate. Pentru mulți un gest de mândrie, pentru că foarte mulți români și din România, dar și din străinătate, vor să pună pe pereți certificatul de acționar pe care îl vor primi în momentul când se va termina subscripția și vor fi mândri să spună, uite, eu am 5 acțiuni acolo sau 2 acțiuni. Și mai avem alte cazuri în care, de exemplu, părinții au spus, dom'le, vreau să cumpăr pentru copilul meu o acțiune sau pentru copiii mei o acțiune sau două. Și să le spun, băi copile, uite-te la televiziunea asta, că asta este și a ta. Deci oamenii împart, dacă vrei, această bucurie, ca împreună mai mulți oameni să aibă o televiziune. Crede-mă că 95% dintre toți cei care au subscris și vor subscrie, au spus următorul lucru. Nu ne interesează profitul. Este absurd să crezi că acum cu acțiune... interesează pierderea, pentru că vor trebui să contribuie și la pierdere. Cum au spus... mai bine la pierdere cu un deștept decât la câștig cu un prost. Cam asta a fost, să zicem, esența mesajelor lor. Ori asta cu pierderea nu va fi cazul, pentru că ei au cumpărat o acțiune și se va opri aici procedeul sau procedura. Ba din contră, prima veste pe care am să le-o dau în momentul în care se va încheia toată povestea este că vor primi dividende. Deci, în primul an, noi putem să acordăm dividende. Iar în anii următori, dividendele sper să crească, fiindcă, spre deosebire de toți mogulii ăștia care se pricep la televiziune și am văzut ce au făcut, noi cu asta ne ocupăm. Meseria noastră este să ne ocupăm de televiziune și eu și echipa mea și nu o facem de ieri de azi, o facem de 20 de ani. Și dacă întrebăm pe toți partenerii cu care am lucrat, că vorbim de Adrian Sârbu sau că vorbim de Bobby Păunescu sau că vorbim de Zoltan Tesari, repet, îi întrebăm pe toți și o să vedeți că toți sunt foarte mulțumiți de ceea ce am făcut noi ca și echipă. Sunt foarte multe lucruri pe care publicul nu le știe pentru că oamenii apreciază în general ce văd pe micul ecran, dar suntem mult mai pricepuți, zic eu, și în ceea ce nu se vede pe micul ecran, în ceea ce privește producția de televiziune, realizarea de emisiuni. Este, dacă vrei, partea extraordinar de frumoasă a acestei industrii, să iei o hârtie, să iei așa un scenariu pe hârtie, să-l transpui într-o emisiune sau într-un film artistic și apoi să culegi roadele prin audiența pe care o faci cu acel program. Deci, eu zic să discutăm peste un an de zile când, zic eu, că vom avea surprize plăcute. Ați luat licența de la CNA, ați luat licența printr-o firmă, Firebreaking News, care acum înțeleg că are e acționar la noua societate Nașul Prietenii de Pretutindeni și Asociație ESA. Cum e mai... Adică, eu acum iau acțiuni la într-o societate Nașul Prietenii și practic nu sunt... acționar la societatea care are licența TV. Cum nu, sunt? Dar nu e nicio problemă. Ce se întâmplă? Noi nu puteam să stăm, pentru că subscripția publică nu se finalizează, sau constituirea ESA-ului
și demararea activității nu coincid. ESAU se va constitui după 30 martie, probabil că va dura iarăși câteva zile, dar ca să pornești să funcționeze acest ESA, mai e nevoie de ceva timp, până ai acces și la partea financiară, și la bani, și așa mai departe. Ori noi nu puteam să stăm cu televiziunea până atunci, pentru că era foarte important ca să revenim pe sticlă curând. O cer foarte mulți spectatori, telespectatori, și atunci am luat hotărârea să pornim televiziunea în luna februarie, deci cu mult timp înainte să închidem subscripția și cu foarte mult timp înainte ca să avem acces la acei bani, iar când toate lucrurile sunt în regulă, vom accesa ESA-ul respectiv și toate activitățile vor trece pe ESA-ul respectiv. Deci, practic, oamenii nu vor fi, cum să spun, n-au nicio temere, pentru că... Deci va fi un transfer de licență de pe exact, societatea. Exact, transfer, transferă totul, pentru că așa se și constituie sau chiar în prospectul de emisiune de acțiuni scrie clar pentru ce se constituie sau și e legat strict de Nașul TV și nu de vreun alt proiect. Cu ce bani începeți în condițiile astea? Vom apela la resursele noastre proprii pe care le avem ca persoane fizice, dar și ca companie. Suntem acționari în Firebreaking News. Iar acum zilele astea suntem în discuții pentru niște credite cu băncile cu care lucrăm deja de vreo 20 de ani. Adică avem o credibilitate foarte bună și în fața băncilor, avem date bune, cifre bune și vom accesa câteva linii de credit. Spuneai la ședința în care CNA a acordat licența, spuneai că investiția, sau pe marginea acelei ședințe, că investiția inițială este de 600.000 de euro, dacă nu mă înșel. Toți acești bani vin de la voi și din creditele pe care le contractați? De la noi, din credite și iarăși, pentru că atunci, știi cum e, față de momentul CNA care a fost anul trecut și până astăzi, lucrurile s-au mai cristalizat, am descoperit foarte multe... A trecut o lună jumătate atât. Da, însă noi ne mișcăm foarte repede. Nu uita că am lansat 10 TV în 2 sau 3 săptămâni. Astăzi nu ne mai permitem luxul să stăm cum a fost pentru B1, am așteptat un an de zile, am tot pregătit lansarea lui B1 în urmă cu 10 ani. Astăzi, în criză economică, toate aceste costuri sunt foarte mari, nu-ți permis să stai multe luni pe margine, să nu încasezi bani. Deci în această lună și jumătate deja am făcut un turneu prin țară, am fost în foarte multe orașe și încă mai mergem și am descoperit multe companii mici și mijlocii cu cifre de afaceri modice, companii care au bugete de publicitate mici, nu impresionante, nu te gândești la un Coca-Cola sau alte companii, care vor să fie alături de noi. Și aceste companii vor cumpăra publicitate de la noi și aici este, zic eu, un demers reușit direct de marketing, pentru că deja semnăm contracte de publicitate cu aceste companii care la sfârșitul unui exercițiu financiar de un an de zile de când există televiziunea, am socotit undeva în martie anul viitor, vor primi din partea mea, ca acționar majoritar, un bonus în acțiuni pentru faptul că au fost alături de noi de la început și au semnat contracte de publicitate cu noi. Și deja avem în fiecare mare oraș în care am fost, avem deja câteva companii care semnează asemenea contracte cu noi. Pentru că, într-un fel, dacă vrei, când au și încredere, publicitate TV din partea unor companii mici și mijlocii din țară, nu naționale, ca să zic așa. Mă gândesc la reclamele de la OTV. Da, eu nu știu, ce reclame au cei de la OTV, n-am văzut niciodată, nu mă uit la OTV, dar pot să spun că Bucureștiul e rupt de realitate. Habar nu are ce se întâmplă în țară. Chiar și noi, deși umblăm foarte mult prin țară, am simțit această nevoie de a lua pulsul fiecărui oraș în parte, ne întâlnim cu mediul academic, dar și cu mediul de afaceri și am descoperit că țara are foarte multe companii locale care deja sunt jucători regionali sau jucători naționali. Deci sunt foarte multe companii cu sediu în Iași, cu sediu în Brașov, cu sediu Sibiu, sediu Cluj și așa mai departe, care nu mai au o activitate locală, ci au o activitate regională sau națională.
Sunt companii și cred că nu greșesc, la fiecare masă pe care am organizat-o în aceste întâlniri informale, s-au strâns afaceri de peste 500 de milioane de euro. Sunt companiile, de fapt, care hrănesc bugetul de stat. Dacă băieții deștepți din București au bani să împartă, să fure, să dea tot felul de pomene electorale, să știi că sunt bani făcuți pe seama acestor companii locale. Pentru că băieții deștepți din mediul privat din București au mare grijă să-și facă business-urile prin offshore-uri, prin tot felul de companii, și banii din afacerile lor nu prea ajung în bugetul de stat. Ori aceste firme din țară și-au dat seama și prin întâlnirea cu noi că pot deveni jucători importanți sau și mai importanți dacă știu să acceseze în mod inteligent o televiziune națională. Și noi asta le-am propus.